Referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi un exercițiu complicat, dar nu imposibil. Asta susține președintele Estonie, Alar Karis, care în această săptămână s-a întâlnit la Tallinn cu mai mulți jurnaliști din Republica Moldova. Oficialul a împărtășit din experiența Estoniei în procesul de integrare europeană și a recomandat autorităților de la Chișinău să organizeze campanii de informare a cetățenilor despre importanța și beneficiile aderării la Uniunea Europeană. Președintele Estoniei a mărturisit că una dintre cele mai grele misiuni a fost să-și convingă cetățenii că aderarea la Uniunea Europeană va aduce țării doar avantaje. We had our referendum, as I said, and there was 50-50% of for and 50 against, but our president at the time traveled a lot, explained importance of European Union. A fost o muncă de echipă la care au participat toate structurile statului, dar rezultatul final a meritat toate eforturile. După un an de campanie, mai bine de jumătate dintre estonieni au votat pentru integrarea în UE. În doar 20 de ani, datorită susținerii europene, Estonia a avut o creștere economică uluitoare și a reconstruit infrastructura și este una dintre cele mai digitalizate țări din lume. Președintele Alar Karis e convins că și Republica Moldova va putea obține rezultate similare, dar le recomandă autorităților de la Chișinău să le vorbească mai mult cetățenilor despre importanța și beneficiile aderării statului la spațiul comunitar. You have to convince people, you have to have argument, you have to give an example for other countries, including Estonia. And when you leave our country, you are probably much smarter. Why we did join European Union and what's the situation now. So it's a continuous work for politicians. Pe lângă importanța integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, președintele Alar Karis a reamintit cum Estonia a reușit să scape de corupție, să-și consolideze securitatea națională, cibernetică și reziliența față de propaganda rusească. E pentru prima dată când președintele estonian a primit în vizită la reședința sa de la Tallinn un grup de jurnaliști basarabeni. După conferința de presă, consilierul prezidențial a făcut un scurt istoric și o prezentare a modului de funcționare a instituției. Clădirea în care își are reședința președintele Estoniei este una istorică, construită acum aproximativ 100 de ani. În tot acest timp, construcția nu a suferit prea multe schimbări. Arată exact ca și acum aproximativ un secol. Chiar și ușile, ferestrele și alte elemente de arhitectură sunt autentice. This building was built for the president's administration right before the Second World War. It was completed in 1939 and it was designed by an Estonian architect. You see some kind of Estonian style here, but this is not a very big one. Once again, it was just built for administrative purposes. For there we had some apartments here in this building and some office space as well. And currently the president lives here as well. So we don't have any special residences. Administrația prezidențială de la Tallinn are 50 de angajați, de aproape două ori mai puțin decât cea de la Chișinău. Estonia a devenit partea Uniunii Europene pe 1 mai 2004. De pe 21 decembrie 2007 este stat membru al spațiului Schengen.